Eu mă bucur foarte mult de acest rezultat. Sunt medaliile care mi le doream cel mai mult în carieră, să pot câștiga o medalie de aur la un campionat european la mine în țară, la mine acasă, în fața 7.000 de români. Mă bucur nespus de mult că am avut parte de o susținere în sala polivalentă de la Cluj. Publicul a fost foarte... l-am simțit foarte aproape de noi, ne-au încurajat, ne-au susținut, au trăit emoțiile la intensitate maximă, cum le-am trăit și noi, și s-au bucurat alături de noi de medalii. Îmi doresc să facă ceea ce îi place de cel mai mult. În momentul de față, gimnastica îi place. Sper să găsească plăcere și să meargă mai departe cu sportul, cu gimnastica. Și de ce nu? L-aș vedea peste 10 ani campion european și mondial, de ce nu? Sunt foarte fericită că am reușit să iau această medalie. Mă bucur că am avut niște emoții constructive și care m-au ajutat să ridic încă o dată drapelul României pe cea mai înaltă treaptă. A fost un moment foarte emoționant pentru mine, pentru că lupt pentru această medalie de foarte mult timp și sper ca ea să vină cu un început nou pentru mine. Primul obiectiv tocmai s-a dus, al doilea va veni, adică campionatul mondial din Canada, unde toată lumea îl așteaptă. Bucuriile noastre s-au dus, au fost un minut jumate, două minute cât am stat pe podium și toată lumea ne-a aplaudat și ne-a apreciat. Acum trebuie doar să ne întoarcem înapoi în sală și să reluăm activitatea de zi cu zi ca și sportiv. Tot ce mă bucur este că am avut ocazia să ajung până la campionatul acesta european, pentru că după o lună de pregătire cu focuri, să zic așa, m-am recuperat, am reușit să ajung acolo. A fost un început pentru mine și sper că de acum încolo să fie un nou început și un start foarte, foarte plăcut. Și sper să progresez mai departe.